Mișto, te rog, și foarte mișto. Pauză de șters ochi. Deci, totul a început când am văzut reclama la televizor despre ceva chifisi și am comandat și noi. Deci când o să mă vadă curierul o zice că o-mi plâns. Păi, am frecat la ochi și arăt groaznic. Da, știu, fă-ți... Mamă, ce... Soare e paradisul ăsta nostru. Așa... Vreau să zic că vreau să fac acest mukbang, mukbang, bang, mukbang, cum se pronunță. Hai să punem. Mamă, ce soare aici. Așa, vreau să verific e-mail-ul să știu exact ce să zic. Deci, am comandat... Deci, așa. Texas Grande Box, care conține mai multe chestii. 15 Hot Wings plus kibli, ceva, nu știu, ceva clasic. Așa, cheeseburger. Cheeseburger? What the fuck? Ce, ai comandat și cheeseburger? Hey, Vasile, oh. Așa. Deci, comanda a fost pusă undeva la 4, aproape 4 jumate și zicea ceva de genul că după jumate? 4:34 și... Uite așa, uite ce fain. Deci, comanda a fost pusă undeva la 4, stai că trebuie să mergem acolo. La 4, na, la 4:34 i-am primit e-mail de confirmare și chestii de astea. Mamă, ochii roșii sunt groaznic. Așa. Și noi văzusem la televizor că dacă îți comanzi îți comanzi de la acești chifisi, KFS, de ce nu știu de ce dracu zic chifisi, ce ziceam KFS, așa, de la care nu cred că am mâncat ever niciodată, nici în România și nici aici, pentru că mai ales aici cine dracu merge, bună ziua, I want some, five, cum dracu zice, cum se zice la 15? 30, 40, știu doar în cehă, cum se zice la 15? 50, da mă. 50, chicken nuggets și astuta. Ha? La tine, pentru că probabil they don't speak English, this motherfucker, stupid jack. Not all. Așa că faza este, dacă ăștia nu ți-aduc comanda în jumătate de oră, primești comanda gratis. Adică nu trebuie să plătești. Așa că ar face bine să se facă accident în drumul lui și să întârzie. Mă rog pe mătura asta. Piu, piu, piu. Să arunc niște vraj către matină să rămână fără ulei. Dar după aia să vină uleiul înapoi. Fără benzină. Dar după aia să vină benzina înapoi. Să întârzie așa vreo 40 de minute. Și te poate să mănânc gratis. Am văzut așa ceva desene. Dar nu mai știu unde. Nu mai știu cu ce. Uau, ce mișto arată tipul. Așa. Și era faza că ăla punea tot timpul comanda ceva și făcea cumva probleme în la curierul care așa, la curierul care tu vezi că mișcă tot dulapul? Uite acolo, mișcă tot dulapul. Am reușit să vindem ăsta. Doamne ajută. Bine, dar știi, faza este... Eu filmez acest... Aha. Mukbang, dar este cam lung, pentru că din câte știu, mukbangurile astea se filmează doar când mănânci, dar eu filmez și povestea de intro și de final și 23 de minute cred că stați cu mine și 7 secunde. Așa că am să opresc acum și aștept să vină curierul. Ar face bine să întârzie 5 minute ca să pot să... Nu mai plătesc. Oricum, ce-am comandat eu e acel Texas Virgin Box. Nu știu exact cu ce. Așa că au fost 200... Cât a fost? 200? 200... Ceva... 218... Asta e de la marca. 218 coroane și Monica au comandat ceva chicken, nu știu ce, care cost, nu au fost, bine, două lăzi, dar seama două glezi,
Și stai să fac așa. 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 Bun. Și alea ar fost vreo 388 de corane. Nu mai știu ce a adăugat ea, dar știu că la mine, la cutia mea, la boxul meu, mamă, cât soare! Uite așa ce mișto arată. Așa. Ai of... Deci total 600... Nu mai știu, mamă ce lumină mai am. 600 și ceva, 600 nu știu câte corane. Așa că eu... Opa, sorry. Aștept să vină nenea acesta cu delivery. Vai ce ocroșeam. Bine, până atunci pun pe pauză. Și... Cred că revenim, da. 700, așa că vreau să-i dau 700. Așa. Nu știu dacă am arătat vreodată într-un vlog de-a meu sau clip, cum zic alții, cum arată banii cehești. Asta e un 500. Cu tante asta și ce piet set, corun piet set e 500. Așa, și ăsta e 200. Cu nenea acesta, pui mei, nu știu cine, uite, mă văd acolo în... 6200 și mi-e dor de banii românești, mi-e dor de banii de plastic care nu se rup, dar de fapt se rup, dar e faza că poți să pui o lacă de scoci și mai merge. La banii ce ești, e de hârtie, e băgat în mașină, e spălat. Și dacă faci bancnote de alea mari, deci cum e nevastă mea care de multe ori nu controlează prin sertare, buzunare, așa, mai uiți pe acolo vreo, hai să zicem, ți-ai băgat chiria într-un buzunar și pur și simplu ai uitat să, îmi dai din cap, ai uitat să scoți banii. Bum! Toți banii slipiți, făcuți căcat, de asta mi-e dor de banii românești. Of, aștept bine. Pun pe pauză și, și eu am să filmez, continui așa, cu atunci când vine curierul. Astăzi am fost foarte productiv și am modificat pe aici. Ăla l-am scormonit, am făcut această artă, ăla i-am mai pus pământ, ăsta l-am schimbat, ăla iară nu știu ce, am schimbat ghivece, am pui mei. Așa, ce s-a mai întâmplat? Nu mai are brezelul. Ok, pun pe pauză și revin când... Sper că vine curierul. Puii mei și putea... ce mă enervează! În loc să apăs pe butonul de continuare video clipului meu acesta cu mukbang, ce am zis? Am apăsat pe stop! Gros. Și îmi taie din tărtăcuță. Uite așa, scoaște în cap cu artă. Deci, tipa mea avea exact 3 minute. M-a sunat, eu nu i-am răspuns, pentru că puii mei, cum naiba, îmi dădeam ceara pe jos ca să pot să-mi iau șlapii, ca să pot scobor jos, că am văzut mașina și am văzut că șapca de la KFC, că scrie acolo cu PS, așa și că era roșie. Așa, vorbesc mult. Și proprietarea noastră cu rămâniște. Așa, nu știu ce zice aia, că ceva de ușă, pui mei, bla, bla, bla. Hai! Ce tu vrei? Hai! Da, Monica zicea că ăștia nu-i înșelat! Dar de fapt nu ne-o înșelat. Deci, toată chestia a venit în acest moment. Spart un balon. Așa, în această pungă. Și dăm cutia mea. Da, cutia ta e respirată, că e aia așa pe două. Așa, două. Așa. Deci cutia mea arată așa. Mamă, vezi că trage la pe jos. Mamă, dar multă... Deci pe ecran, uite, exact în zona asta e făcut un cerc. Și dacă ies din cerc, pierde toată. Deci așa arată. De fapt, e că pot să scot. Cumva să fac așa. Deci niște cartoși, aici niște... carne, iar eu care nu mănânc carne, da. Poți să pui după auză, zic? Da, nu! Ce? Ce-i zaza? Eu vreau să zic că tu care ai făcut, acum mănânc un video. Da, că sunt vegetarian, eu ne mănânc carne. Hai să-ți spune, ce-i cartofii stari, frate.
Monic, Momo a zis că se reîncălziți? Da, da, da. Deci, ăla e al meu? Da. Ăsta e al meu? Împărțim tot. Ăsta cred, păi da, e un fel de cheeseburger. Eu de super. Castraveți, muștar, ketchup, ceva, pui, caut fire de păr. Așa, ceva cheese, care a fost lipită. Așa și, hai să gustăm. M-a dus cu, mamă, e bun. M-a dus cu gândul la, așa de, nu știu, tu ia și trebuie să le arăt. La ceva pleșcavița sau naiba, știi ce? Atunci când le cumpăram, când mergeam noi, nu mai știu, de două, trei ori, o dată de două ori pe an, la Moldova și mi-am amintit ce mi-a scris. Sper că nu era proprietară care mă enervează. Așa. De pleșcavița sau dracu știe ce, cumpărată din Gara de Nord din Timișoara și noi ne urcam... Ne urcăm... Notificări. Și noi ne urcam... Așa în tren și mergeam în Moldovia. De fapt ăsta e tău. Ăla e meu. 20 de coroane am dat pe ăsta. Păi n-aia tău. Da, dar nu-i cu urmă și pe ăsta. Nu, nu-i grăbă. Dar-i pe cap. Ăla asta mă zice bună. Vezi? Mă după aia. Dă și-a să tari. Păi, ne-a crescită. A, da? Din tara asta mi se mișcă. Cred că o să, astăzi o să cadă. Da, așa de mă. Da, de asta ce e? Ce ai zis că e? Nu, sunt cheeseburger. Deci ăsta e cheeseburger. Ăsta e grande din cutia ta. A, deci ăsta e a mea. Oh, oh, oh my god! Cu căsul s-a arătă. Deci, ăsta e a meu ce mi-am comandat din acest... ce e? Că scria pe cutie. Nu scria, fresh. Mexican, nu știu ce. O, deci a meu arată care grande. Deci, așa arată. Deci, mamă, câtă carne! Și am vorbit și uite ce mi s-a făcut de la vegetale. Deci, are ceva, salată, șuncă, ceva carne de pui, ketchup, salată, ceva, vreau să zic, moța, maioneză, în chifla asta cu susan. Ketchupul îl simt că e dulce. Bun. Unde mi-e doza de suc? E picant! Și n-am mâncat niciodată de la... mi-a dat Pepsi. Mișto. Pepsi, facem reclam la Pepsi și a fost eu. Bă, e bun. Dar sosul ăsta e atât de picant și n-am mâncat... Deci asta e primul. E al treilea mukbang pe acest canal. Dar eu n-am mâncat niciodată de la KFC. Doar de la Mac. Așa că... Bă, mare, e vreo diferență între ele? Mamă, ăsta e piept de pui, oh my god, am orgasme. De fapt e pulpă. E pulpă? Aha. Nu știu, carnea se simte atâta de bună și fragedă și oh my god. Și ce-am recomandat? Hei, tu ai cartofi prăjiți. Da. La la, pune pe pauză cu asta și că vreau să vă arăt. Deci în găleata asta, deci asta era KFC. Deci avem aripioare de, uite, am văzut pe ceva cartof. Aripioare de pu, dar nu se vede, ce proastă. No, Niki, 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 Niki. Dominic e aici jos și mi-a papă cartof. Hai să pari și tu. Nu, zi, uite, tata, papă, cum papă băiețelul cartofi. Trebuie să apari și tu, nu e așa? Numai nevastă mea, numai. Deci toată... Numai nevastă mea, nu pare. Ce vrei? Vrei și tu din asta? Stai să arăt la lume. Da? Îți aripioare de pui? Și, oh my god, Doamne! Eu vegetarianu! Bă, e crud ce se întâmplă cu ele, că nu ajung așa. Ce poți să faci?
Mamă, tu vrei să mai mânci din grande sandwich-ul meu? Bun. Mi-ai niște cartofi? Da, cartofi? Tar! Alea-s chips-uri, dacă vrei că... Jesus, cât e de picant are pioara! Oh my god, nu o să mânc! Deci nu știu cum să fac să urc stativul ăsta. Cumva. Deci dacă o să facă boom, asta e. Face boom în curând. 3, 2, 1... Bun. Ce-am zis? Căcat. Nu trage de ăsta copilul râd. Dai tot televizorul în cap. Trezor. Trezor de sertar? Și curând o să mă trezesc cu televizorul în cap. Ceea ce este absolut minunat. Iar am grizit ca o curcă. Oh, mai, deci trebuie să o leacă mai departe. Nu ce mișto se vede aici. De la asta. Oh, niște Pepsi. Hai să bem Pepsi așa. Nu pot să beau Pepsi ca să se vadă brandul. Mai trebuie să beau așa. Bă, e bun Pepsi ăsta. Și l-o băga la... La frigider. Ok, deci... Ce mai e pe acolo? Dă și mie niște cartofi prăjiți. Bagă-mi în cutia mea mexicană. Că chipsurile așa sunt atât de tari. Mersi. Niște cartofi. Ia să vedem cum sunt cartofii de la KFS. Fără sare. The fuck? Însărați? Nevastă mi-are acolo în pat un festin. Dar sosul ăsta, la început e dulce. Uite ăsta care vorbim. Bă, și după aia e picant de mori. Bine, niște cartofi. Știu că la McBang-urile la care m-am uitat eu, oarecum, ei mănâncă, ești cumva, au masa aici, nu știu cum încadrează tot, au masa aici jos, și după aia ei stau cumva așa, și aici au toată mâncarea. Eu unde dracu aș putea să fac așa ceva? Da. Bă, e bun, asta-i fața. Cartofi? Dominic a început să scrâșnească din dinți. Mamă, groanic, cum se aude. E bun, da. Sosul ăsta dulce. După ce l-ai înghițit, toată partea se zice, bă, a gustul mare. Punem deoparte, așa, ne-am primit niște, așa sunt chipsurile. Chipsuri, cred că, cum zicea Cami, era ceva de, cum ai v-a zis? Că veni cineva la ea să, că ea se ocupă cu pieții și ia, gagicăsul ăsta bănos, plin de bani, așa, și zicea că, mici sunt, o întrebată pe, BBC-ul meu, BB, BBC, what the fuck? BBC, mă. Ba, BBC ce? Best friends forever. BBC? BBC e Big Black Cock. Pe cea mai bună prietena mea din România. BFB. Așa? Best friends. Deja ceva de genul cum? BFF. Da, mă, mai BFF, așa. Râgăi. Wow. Mamă, cum se aude. Nu se vede gușa. Care zicea ceva de genul de ceva mici. O venit ceva să întrebe de mici. Că micii sunt de, micii sunt de astăzi. Și am venit nu de asta. Nu, de duminica trecută. Cum să întrebe așa ceva? Dar ăștia cu sigur. Opa. La ăștia cu siguranță cred că sunt de duminica trecută, dar e fain cum s-a aranjat așa. Puc, 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 puc. Ceva? Păr? Copilul meu care cântă. Da,
vorbește, copilul meu vorbește vietnameză. Bă, îți bun, dar stai, frate, chiar că-s de duminica trecută. A, zicea, o zis, zicea tanti care mi-a livrat carne, carne. Care mi-a livrat căfăsăul, că astăzi toată lumea comandă, pentru că afară este frig. Mm-hmm. Da, noi comandăm, voi munciți, iar noi, voi munciți slăbiți și noi ne îngrășăm ca porcii. Da, e o diferență. I-am Da, am și aici. I-am lăsat niște... Cât a fost tot? 600? Nu știu. I-am lăsat și... Cred că 50-60 de coroane. Mi-a mulțumit. Păi mei. Eu tot timpul, cred că am... Eu tot timpul am lăsat la curieri bani. Hai să vedem... Ha! Te-am găsit! Am găsit! Uite aici! Uite aici! Uite aici! Uite aici! Blană de pui! Vă dau un judecat pe așa de la chifăsă. Mmm. Bă, bună. Hai zice așa. Nu o să vede bine. De asta vreau să cumpăr o cameră. Oh my god. Cruz arată mișto. Dar e picantă. Niki, Niki, Niki. Nu trage. Bă. Dar la copilul ăsta nu mi-ai dat nimeni nimică. Eu i-am dat cartof, dar nu mai vreau. Dar pui nu vreau să-i dau. Dă-te aici cu tot cu coastul, de-te mai... Dă-s-o arăt. Așa fac ăștia de la KFC. Îți pun puiul în crustă și nu știu... Așa ți-l bagă, tot, cu pene, cu... Fără mațe. Cu pene, cu tot, așa. Abia să ajung în România să-mi fac implant de dinte, ca atunci când râs să nu se mai vadă gaură. KFC. Doamne, ce frumos arată. Îmi cumpărat și mie acest animal? Uite ce frumos e. Mm. E tigru. Eu nu mai pot. Tigru? Nu e tigru, bă, e altceva. Că tigrul parcă mai mare. Tigru. Da, mă, ăsta e ghepard. Da, mă, ghepard. Mm. Ce-o vrea din aia? Bă, e bun. Mamă. Cred că l-a fost fierte și după aia prăjite. Da. Mamă. Iar am mâncat carne. Croaznic. Într-un fel, eu vroiam, după opinia mea, să comand niște... arde. Oh, niște... Na, un meniu vegan, vegetarian, dar... Ce-ai de la acum? Mâncam salată? În strafundul capului meu mă gândeam să comand așa, da. Și s-a văzut câteva secunde moca. Ea e singura care nu vrea să apară în vlogile mele, dar de multe ori au apărut așa, cu moca. Fiecare vorbește cu mine. Bă? Dă și mie chipsul de tare. Îmi lasă gura. Cola asta chiar nu merge după ce mai știu cu picantul, cu acidul. Wow! Câte kilograme ne îngrășăm? Băi. Dar ai mâncat tot? Dă și mie găleata. Mamă. Două, o bucată de aripioară am mâncat și mai pot. Îmi ia cu o gura. Da, bă, e mult. Nichi, ce faci, tata? Ai numărat să vezi dacă s-a pus bine?
Chiar, ai numărat să vezi dacă s-a pus bine? Nu. Uite, mami. Nu mai vezi? Așa ceva dintr-o aripioară. Vreau dintr-o pulpă. Băi, bună. Și câtă căldură vine de la ea. Groaznic de bun. Eu... Hai să fac așa. În ăsta meu, pe masa mea. Bă, e bun. Asta cred că e singura chestie vegetariană de aici. Așa tot? Mm-hmm. Păi bun? Mm-hmm. Păi erau multe o grămadă de pungi. Da, mi-a plăcut. Exact 3 minute mai aveam. Mă stau și mă gândesc, oare dacă nu ajunge la timp? Ce se întâmplă? Ia dă pe gratis, am înțeles. Da, meniul ăsta... Da... Așa seamănă cu celălalt, zici? Îți dau forță la aripioare. Pulpița aia micuță și are două. Aia e la întâi ce are două oase. Păi atunci ne apucăm de asta. Pasto, deci în asta mai am... Tare, cel grande hamburger sau cheese. Grande, nu știu ce, cu șuncă, cu tot. Îl lăsăm deoparte și ne apucăm de asta. Eu care vorbeam de... Nu mai mâncați carne, ăsta-i ce pui. Mamă, și aripioarele sunt... Chiar ai zis că sunt picante? Picante erau? Am mâncat una și nu mai pot. Nimic a picat până acum. Nu. Muști, mese și oțelă și după aia când te trăznește. Doamne, copilule, ești incredibil! Na. Mai de cartofi pai. Nu-i dau cartofi pai, că mă cartofi mănâncă. Dar nu-i da carne, bă, vezi? Nu-i am dat carne, doamne! Dar vezi că e picantă, Marius! I-a luat crusta. Și crusta, că în crustă e mai mult! O să urle! Capru, nu-i da picant! Poate-i strigi stomacul că te crăb. Nu stric, nici mică. Nici mică. Nici mică? Da. Nu-s picante. Poate bucata aia nu-i. Bă, e bun. Dar nu toate sunt picante. A, serios? Că era aripioare picante și una clasică. Și în aia clasică aripioare, piept de pui, pulpă, care alea nu-s picante. E picantă. Oh my God! Îți dau și mă gândesc, îți dai seama că alți oameni stau la alți oameni să se uite în gură cum mănâncă. Da. Sper să nu fie picantă că... Nu, îi dă, dai piept de pui sau din pulpă. Ulala. Am și pulpe pe aici? Da. Hai să căutăm pulpe. Cred că ar trebui, am găsit una, am explicat de pulpe. Cartofi. Așa sunt aripioare. Aripioare. Mi-e stă cartoful de la căfă să îngât. Unde naiba-i pulpa aia? Că eu nu o văd. Înseamnă că a fost doar una și am mâncat pe eu. Asta.
Dying. Să se vadă că fâstă. Ha? Da, că poate ne trimite și mie cineva gratis ceva. Bă, fire de băr n-am găsit. Bravo că fă săp. Eu am mai comandat? N-am mai comandat. Am cumpărat la un moment dat, e aici ceva kebabărie? Kebabuinărie? Kebabuinărie? Da, da, kebabuinărie, pentru că acolo lucrează doar babuini. Chiar cum ar fi babuini adevărat. Se întrebe, bună ziua, ce doriți? Eu și după aia să se scarpine în... Și după aia să pună mâna pe salata ta. Eu. Eu n-am probleme, dacă nu simt miros sau nu știu ce. Îți dai seama câți pui se omoară doar ca să facă ăștia căfăsă? Mâncătorilor de carne. Mamă, e picant. Doamne ajută. Mi s-a oprit. Wow. Corso, mai multe detalii în privat și oricine mai comentează ce dracu o fi așa greu să pui un preț, că doar nu îmi pui în funcție de cât mănâncă. Oamenii ăștia tare secretoși este. Fuh, îmi dai din cap. Așa trebuie să stau. Că vă stă. Bine. Ce era pe aici? Ceva pulpă de pui? Ia să mai... Cotocim în afară de... Trebuia să numărăm... Asta e faza. Trebuia să numărăm... Dacă ți-o pus corect. 15. Exact 15. Păi nu, mă, eu am mâncat una. Sunt bune? Una ai mâncat? Uite, am luat... Cred, asta e ceva... Pulpă. Nichi? Dominic? Uite. Păi, bă. Păi, era prea tare. Înaltă-te? Papa, și tu de la cofăsă? Hai, papa, și băiețelul de la cofăsă? Da? Facem reclamă la cofăsă? Bă, carne e bună. Copilul ăsta. Vreau să pun cercul. Da, așa să-mi stă focusul pe moca mea. Am găsit ceva. A, e doar o venă. Vă dădeam în judecată dacă găseam o muscă ăștia de la căfăsă. Scapă. De fiecare dată când face bum, am impresia că o căzut. Nic! Oi, oi! Hai, papă! Căfăsă! Mă rog, e numai căfăsă! Aha! S-a întors de la Paris! Bă, de picant și asta! Să nu zici că carne pe interior e nefăcută. Ah. Începe să se umple ghiozdanul și cam nu mai pot. Este ceva cu coaste. Mmm.
Mai am picea niște cartofi. Mumu, și-o merita bani? Și-o merita banii? Nu-mi place. Nu-ți place? Păi? Nu-ți place. Mama e sinceră. Nu-mi place. Păi? Iași, putea să fac și eu. Sare? Păi pun zahăr, nu pun sare. Uite, n-a controlat să te venioară fișiunii de... Dar care-i faza că nu se... Doar două mâini am. Nu se poate cu... Cartofi. Bă, cartofi ești bun. Fără sare, dar bun. Deci din cutia mea, din boxul meu, boxul nu boxă, așa, îmi taie din capul ăsta groaznic, așa, am mai rămas niște aripioare de pui, restul de la cadavre, cadavrele de la pui, dar ce n-aibă pus coastele? The fuck? Piept de pui? Aha. Piept? Nu piept. Bă. Pentru cât am plătit eu, adică pentru... De fapt, eu acum nu mănânc din masa mea, din ce am comandat eu, mănânc din ce am comandat nevastă mea. Mamă, de asta e prea... Sosul ăsta, dice, e atât de dulce. Cred că am avut ceva mexican, cred că de-aia. Că așa e în sos dulce, dulce, picant, cu aromă de ceva. Deci dacă aici pus focusul, am plecat, s-a schimbat. Am găsit un cartof. Da. Ha. Ei, uite ce am mai piept de pui. Piept de pui, piept de pui. Aripioare cât cuprinde. Asta poate să rămână și pe mâine. Niște piept de pui? Oare cu ce le condimentează? Nu,
Niște muștar? Mm. Începe să se întunece. Finalizăm și noi că cu siguranță nu are 23 de minute clipul ăsta. Mm. Mm. Asta e picantă? Cred că e de la muștar. Cam atât mai rămas? Ca să bag aici? Ah, Doamne! În cutia mea punem aici. Nu mai rămas vreo cartof. Niște bucăți de vreo 4 ore pe oară de pui. Uscată masa asta. Se stinge cu Pepsi. Pepsi, bun pentru femei când nu bea bărbatul. El era sânge de taur. Îs full. Acum este timpul să mergem să facem nani. Dar înainte de asta vreau să vă arăt niște respect în... Să că vine. Nu bani. Am făcut gușă de cât să am mâncat odată în viața mea. Atât pe bune? Nu e asta, mă. Niște, să mai băgăm niște piept de voi? Au! Wishbone! Dar se pare că are doar unul. Pe celălalt unde? De uscat. Pieptul ăsta de poi. Picante? Nu știu ce picante ți se pare ție. Niște, niște sânge de roșii. Gata, în cutia mea au rămas doar cadavre. În următorul clip vă citesc din cutia de KFS. Aruncăm niște cadavre sau cu o citire în oase. Macabru deja. Da. What the fuck? Ce? Secret blend of spices. Și așa scrie Life tastes, tastes great. Who the fuck o zis? Mi-a sărit aici ceva. Că viața are gust bun. Great. Cum îi traduci great? Bun. Minunat. În puii mei. Acesta a fost clipul cu KFS, mukbang, cu Mario Stone și Pepsi. Per total, să-mi dați bani înapoi! Bă, a fost bun. Am umplut ghiozdanul. Aici, în ghiozdanul. Of, lumină nu mai am. Ok. Eu am fost Marius Stone, ne vedem într-un alt clip cu altceva. Sper să vă placă mukbang-ul meu. Să că stai să-mi pun focus pe, pe buze. Așa. Mamă, îs full. Și așa vine niște... Respect pentru populație. Să că mai vine încă un respect. Groaznic.
Zice, oamenii la care vă uitați nu râgâie, aha, sunt niște atacuri, fake-uri. Ok, eu am fost Marius, nu, noi vedem data viitoare, bye. Și nu uitați să beți Pepsi, dar nu mult, că după aia muriți. Dar nu mult, că după aia muriți. Reclama de la KFS a fost sponsorizată de mine și de bugetul meu. Ok, bye. Reclama la KFS. KFS, you're gonna die. Pew! Donate from KFS.